Trage, uita, trage. Cred că e deja agățat, ca slăbit firul. Hai că și dacă îl ține în mână, îl simt. Este. Unul este sigur. E pescuit relativ ușor. Simplu. Ah. Iar a intrat acolo ceva. S-a înfuriat acum și trage el mai tare. Ori e mai mare, ori sunt doi, nu știu. Nu, e unul singur, da. E mai mare, într-adevăr. Asta e mai mare. Nu e exagerat de mare, este mai mare decât ceilalți. Bine ar fi să mă feresc. Să mai aruncăm o dată. Numai că trebuie să mă spăl pe mâine. Bun, am lansat. O punem aici în suport și întindem firul. Ușurel. Gata, s-a așezat. Era mai bun un plumb de staționar, am dat foarte grei. Aici trebuie un plumb de 20 de grame cu exagerare. Canalul nu are o viteză prea mare. Aproape că nu se simte. Trebuia un plumb plat. Cu cât e mai mic, e mai finuță montura, poate el să tragă în ambele direcții de asta. Am văzut că le dădeau și cu 100 de grame, cred că și cu 200, după cum pocnea în apă. Acum, fiecare cu sistemul lui, cu stilul lui. Nu comentăm. E clar că nu... Este, da. O, uite-l ce trage. Oho. Supărat. L-am luat. L-am luat și pe ăsta. Da. Deci aici cred că dă de prag și se sperie, se zbate mai tare. Clar, e apa mai mică. Tot, marea majoritate i-am luat la cârligul de sus. Puțin la cârligul de jos, deci mănâncă un picuț mai sus. Continui să mai arunc, cât ce să fac, mă plictisesc, nu? Hai să mai prindem. Am dat puțin mai în amonte. Acolo stau ăia mai mari, zic eu. Să ne spălăm iar pe mânuțe. Am un unghi de
145 de grade acum. Nu, 135. 90 plus 45. Cam frumoasă și delta asta. Nu? Parcă și norii sunt altfel aici. Uite cum trage. Nu poți să te bucuri de delta, că vine un caras și îți strică bucuria. A tras așa de probă. Nu s-a agățat. Uite, iar trage. E posibil să fi venit spre mine, că nu. Va fi întins. Ciugulește așa, ușurel. Oh, asta nu a fost ușurel. Asta e mai greu. Ori sunt doi, ori e unul mare, mare. Nu, cred că l-am prins pe contră. Trăgea și el când am tras eu. Dar venea destul de... Iar am dat în pragul ăsta. E unul normal, din categoria celor la palmă. Cam un cărășel. Cam ce-o părțit râma, hai să-i băgăm repede alta. Dacă tot pierdem vremea, măcar să o pierdem cu folos. Nu. De data asta o să bag două boabe sus. Bun. Bună idee. Pentru că l-am și văzut că sus trage. Hai să vedem. Poate a schimbat locul, ora. Bag una puțin mai sus și una mai regulamentar. Zilele mele bune băgam și în sus pe forfac vreo 3-4 boabe și dădeau rezultat bun la crap. Alea erau alte zile. E caras destul dacă nu s-a apropiat nicio plătică, nicio babușcă. Asta e ceva. Deci acum avem un cărlic cu jumătate râmă. Râmă roșie, da? De pământ, nu e nici din asta de gunoi, de bălegar, dar nu nici râmă neagră. Iar lacul de sus, la cărligul de sus, două boabe de porumb, de tip bonduel, da? Conservă alimentară, adică. A slăbit, opa, prima oară când văd că slăbește, adică a venit spre mal. Da,
Cine îl oprește când trage să vină către malul meu? Sesea din ora, hai să vedem. Nu se simte nimic. Nici n-am insistat. N-a umblat la nimic. Cel puțin l-a luat. Hai. Am dat un picuț mai departe, tot în zona centrului, dar să zicem că am trecut puțin de centru. Firul încă nu e întins. Ba da. Este. Vrei să o căutăm? E în rucsac la mine. Deci continui cu un cârlic cu rămă și unul cu boabe. Atras la, bănuiesc că la rămă, că boabele nu erau deranjate. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici, în jur. Se întâmplă că apă, că vânt, că soare, că nori, că stuf. Și mai bubuie instalația de la anticormoran, de la din incinta de lângă milă. S-a părut că am aruncat mai bine. Peștele pare neinteresat. Ciugulește, dar destul de anemic. Asta înseamnă că nu prea vrea boabă. Și vrea râmă la cârligul de sus, clar. Mult mai rar la ăla de jos. Cam asta ar fi concluzia. Și mai e o concluzie. Că trebuie să treacă un corsar ca să prinzi un pește. Probabil varul ăla mai animă un pic cărligele. Asta înseamnă că ideal ar fi să ții mâna pe lansetă și să miști mereu firul un pic, mâna ala.
ca să poată să stragă mai repede, de să nu o lasă să stea, să fie statică. Asta e ideea. Asta face corsarul. Mișcă apa și implicit râmele. A, uite-l ăsta a venit la boabă. Da, deci îi place și boaba. Ce să ne mai... Uite, la cârligul de sus. Așa că... Merge și la cârligul de sus. Ideea e să fie în mișcare. Ca să nu stați prea mult. Bun. Astea fiind spuse, v-am lăsat mai bine.